Doamnelor și domnilor, bună ziua! Suntem în bucătăria unui festival. E cel mai frumos moment, dar e pe undeva și cel mai stresant, pentru că veți afla la TVR Iași, care este palmaresul celei de-a 24-a ediții a festivalului Cătălina de la Iași, toată partea frumoasă a folclorului de aici, din România, dar și de peste hotare. A fost timp de două zile pe scena festivalului. Astăzi, din motive de vreme, suntem în Casa de Cultură a Studenților. Gala laureaților va fi aici de la ora 18. Se fac repetiții, se fac ultimele probe. E pregătit și organizatorul, președintele juriului, alături de noi să ne spună ce a simțit în acest an care a fost tușa. Copiii care au venit aici alături de noi sunt, de exemplu, cei din Polonia, care se pregătesc să facă o probă imediat ce vom termina transmisiunea noastră în direct, dragi prieteni. Dar, dincolo de toate, trebuie să vă spunem că, din nou, la TVR și la Televiziunea Română, tradițiile și folclorul autentic și-au găsit din nou casă bună. O să fie o ediție specială astăzi, Regiunea în Obiectiv, în care vom afla cât de greu este să mai organizez în România un astfel de festival, ce părere au invitații noștri din străinătate, iar mai apoi, în gală, veți afla unde merg premiile. În momentul de față, participanții nu știu cine ce premiu a câștigat. Veți afla împreună cu noi în gală, așa încât rămâneți alături de noi. Cu siguranță în lume, dar și în zona Moldovei, s-au mai întâmplat lucruri bune, rele, nu știm. O să ne spună Roxana. Bună, Roxana, dacă ești pregătită cu știrile, ai legătura. Bună ziua, Horia, bun găsit tuturor! Sunt mai multe subiecte ce ne-au atras atenția și astăzi. În primul rând, să spunem că în pădurile din județul Iași se fură ca în codru 505 arbori, majoritatea stejari, cu vârsta cuprinsă între 80 și 120 de ani. Au fost doborâți în ultimele 3 luni de persoane necunoscute. Lemnul în valoare de 300.000 de euro, ce ar putea umple 25 de vagoane de tren, a fost furat dintr-o pădure de lângă localitatea ieșeană Grajduri. În ultimii 3 ani, la Iași, 70 de persoane au fost trimise în judecată pentru furt de lemne, iar 16 dintre ele au fost condamnate. Pedepsele sunt cuprinse între câteva luni și 5 ani de închisoare. Ținta hoților de lemne sunt pădurile particulare care nu au pază. La fel s-a întâmplat și în comuna Grajduri, de unde au fost tăiați toți copacii de pe aproape 12 hectare în ultimele 2 luni. Primarul a sesizat autoritățile, care au deschis un dosar penal pentru furt, cu un prejudiciu estimat la 1.350.000 de lei. În urma verificărilor efectuate de către delegați din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, împreună cu reprezentanți din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și cu delegați din cadrul Direcției Silvice Iași, s-a constatat un prejudiciu de 1.350.000 de lei, aproximativ, un număr total de 505 cioate provenite de la tăierea arborilor fără drept, cioate în majoritatea provenite din specia stejar, cu diametre cuprinse de la 12 cm până la 120 de cm. Ca rezultat final este sesizarea parchetului, întrucât toate aceste fapte se încadrează la infracțiuni conform codului silvic. De asemenea, vom analiza și situația proprietăților de pe din acea zonă, întrucât ele trebuiau preluate în pază până la această dată și, datorită lipsei de informații, nu am reușit să facem această acțiune. Primarul localității susține că toată lumea ar ști cine fură lemne, dar până acum nu au putut fi prinși în flagrant delict din cauza numărului mic de angajați ai postului de poliție din comună. Cine tai? De la noi. Și ce faci cu atâta lemn? Nu mă întreba, că nu știu. Dar dacă ați văzut că-i tăiat, ați anunțat poliția, ați spus că... Eu sunt proprietar, eu aici. Faptul că nu-i păzit, se știe că ia nimănui, că nu sunt luate măsuri și continuă cu... Da, pentru că proprietarii de drept, mulți dintre ei nici nu mai sunt. Au fost persoane în vârstă și au decedat, moștenitorii sunt plecați în marea lor majoritate și știind că nu e nimeni care să răspundă, asta fac. Am anunțat chiar și prefectul cu privire la situație. Problema mare este că lucrătorii de la postul de poliție din Grajduri sunt numai doi. Problemele sunt multiple pentru că avem și alte greutăți specifice pe raza localității, pe raza comunii și atunci chestia e mult mai dificilă.
Primarul crede că doar prezența jandarmilor ar descuraja hoții care vin și din comunele vecine la furat lemne. Autoritățile reamintesc faptul că proprietarii pădurilor private care nu au pază risc amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. De asemenea, puțin știu faptul că statul decontează contravaloarea serviciilor prestate de paznicii de pădure pentru suprafețele individuale de sub 30 de hectare. În județul Iași sunt puțin peste 64.000 de hectare de pădure, dintre care aproape 2.000 sunt în proprietate privată. Finalitatea acestor cauze nu este întotdeauna cea dorită de către organele judiciare, având în vedere că mare parte din aceste infracțiuni sunt sesizate la oarece timp după comiterea lor, ceea ce face destul de dificil momentul completarea probatorului, stabilirea persoanelor responsabile, inclusiv stabilirea prejudiciului care poate fi imputat unor persoane determinate și implicit trimiterea lor în judecată. Au fost soluționate astfel în jur de 6 rechizitori, 6 dosare cu trimitere în judecată, unele dintre acestea cu peste 10-20 de inculpați. Numărul măsurilor preventive a fost foarte mare, valoarea prejudiciilor stabilite a fost de asemenea foarte mare. În prezent, aceste dosare sunt în curs de judecată. În doar 4 dintre acestea, 2 din zona Vaduvejei, comuna Țiban, au fost trimiși în judecată 70 de suspecți, dintre care 26 în arest preventiv. La începutul lunii, 16 dintre ei au fost condamnați în primă instanță la 35 de ani de închisoare pentru tăierea arborilor de pe aproape 20 de hectare. Situație gravă la Institutul de Medicină Legală din Iași. Trupurile neînsuflețite ale celor fără familii s-au adunat din nou cu zecile. Cadavrele stau și câte 2 luni în frigideră pentru că nu are cine să le înhumeze. Reprezentanții primăriei susțin că se întâmplă în acest fel din cauza procedurilor greoaie. Întâi trebuie căutați posibilii aparținători și abia apoi se încheie un contract cu o firmă de pompe funebre. Călin Scripcaru este medic legist la Institutul din Iași. El susține că numărul deceselor a crescut în această perioadă. Zilnic se fac câte 5-6 autopsii. Grav este faptul că trupurile neînsuflețite nu mai pot fi ținute. Călin Scripcaru a cerut responsabililor din primăria municipiului Iași să se implice pentru a rezolva această problemă. Crescând numărul de cazuri de persoane neidentificate, ne confruntăm cu o aglomerare a numărului de frigidere de care dispunem în cadrul Institutului și am solicitat acest sprijin în sensul de a se reasigura fluența preluării acestor corpuri, cum era în urmă cu câteva luni, pentru că altfel ne creează și nouă disfuncționalități și nu avem condițiile necesare pentru depozitarea lor. Conform legii, înhumarea decedaților fără aparținători intră în responsabilitatea Direcției de Asistență Comunitară. Nu pot fi începute demersurile dacă pe fir nu intră și poliția locală. Agenții încep să caute rudele și în cele mai multe cazuri nu le găsesc. Ulterior, direcția solicită serviciilor publice municipale să încheie contracte cu o firmă de pompe funebre. Sesizăm poliția locală pentru identificarea susținătorilor legali. În situația în care persoana decedată nu are susținători legali, mai departe înaintăm o adresă către Direcția de Servicii Publice, care se ocupă de înhumarea acelei persoane. Mai departe, decontarea se face din bugetul local, prin Direcția de Asistență Socială, către Direcția de Spații Verzi. În tot acest timp, cei mai revoltați sunt medicii legiști, care solicită respect și demnitate pentru ființa umană, chiar dacă nu mai este în viață. Dorință, determinare, pasiune și plăcere, asta vrea să vadă antrenorul Flaviu Stoican de la elevii săi. Mâine, Politehnica Iași întâlnește Astra Giurgiu în Copou. Tehnicianul susține că nu există presiunea rezultatului, însă obiectivul este victoria. Ieșenii vor să confirme în partida cu Astra că remiza de la Craiova nu a fost întâmplătoare. În această săptămână au fost legitimați și ultimii jucători transferați, Rus, Flores și Musa. Astfel încât, cu excepția lui Bădic, nerefăcut după o accidentare, Flaviu Stoican are tot lotul la dispoziție. Directorul sportiv Tibor Selimeș a declarat că vor fi legitimați și alți jucători în perioada următoare. Așteptăm 2-3 jucători. Avem un jucător de care ne place amândoi, este un jucător din Belgia, Prima Ligă, și am ajuns la un consens amândoi că vom aștepta până la ultima zi pentru acest jucător și sper să-l avem în echipă. Câți jucători aveți acum? Avem, ho-ho. Jucători avem. Trebuie să mai aducem... Cum?
Vrem să rămânem cu 25 de jucători. Dar când finalizăm lotul? Încă deocamdată nu s-a finalizat lotul. Tehnicianul Politehnicii le-a atras atenția jucătorilor că Astra e o echipă redutabilă și a demonstrat acest lucru în prima rundă, când a învins pe FCSB. Sunt convins că o să-i văd că pun suflet, că au determinare, că aleargă și se ridică la dorința pe care eu le-o spun tot timpul și în care eu cred foarte, foarte mult că putem face lucruri frumoase. La noi nu există presiune nici pe umerii antrenorului, nici pe umerii jucătorilor. La noi există doar responsabilitate, există doar plăcere, pasiune și dorință. Lucruri importante, de aceea eu mă bazez pe acești băieți. Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu, o echipă foarte bine organizată, care vine după un rezultat foarte bun și cu siguranță și au la fel de moralul la fel de ridicat ca al nostru. Sper că vom intra în teren cu aceeași atitudine cu care am făcut-o și la meciul cu Craiova. Nu avem o amintire tocmai plăcută contra lor. Sperăm să intrăm cu aceeași atitudine ca la meciul cu cei de la Craiova și dacă vom face acest lucru, vom arăta determinare și dorință în joc și vom gândi așa cum trebuie fazele respective de la momentul potrivit. Eu zic că o să facem un rezultat bun. Partida Politehnica Iași-Astra Giurgiu va avea loc mâine de la ora 21. Atât pentru moment, dar ne revedem la ora 17:30 cu principalul jurnal al zilei. Vă aștept, Horia. Mulțumim, Roxana. Scuze că am mutat ora de începere, dar asta este, ne-am pliat și noi după gală. Dacă vrei să știi că până atunci îți pot păstra aici un loc pentru repetiții sau cum mai să vrei și tu. Gânduri bune. Mulțumim frumos. Dragi prieteni, vă spuneam că suntem în bucătărie. Se repetă, au venit deja invitații, nu știu rezultatele, o să le afle, bineînțeles, aici la TVR Iași, care este palmaresul din acest an. Alături de noi, așa cum v-am promis, doamna profesor Pașca, președintele jurului, și domnul Dobranici, acum în calitate de director al festivalului, cred că îi stătea mai bine simplu director la palat, cel puțin așa o perioadă, dar în momentul de față trebuie să-și asume și acest lucru. Și am să încep cu doamna, până să ne spuneți în calitate de organizator, de când știți de acest festival? De acest festival am aflat începând cu anul 2006, anul în care am devenit conferențiar la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Deci profesor la această distinsă universitate, prima universitate de arte din România și prin profilul postului am stabilit parteneriat cu Palatul Copiilor din Iași. Și iată că astfel am devenit și parteneri și în același timp studenții fac practică și la Palatul Copiilor din Iași fac practică pedagogică. Deci iată că suntem alături de acest festival, am crescut împreună cu acest festival și am avut permanent feedback-ul evoluției educaționale privind păstrarea tradițiilor și folclorului românesc și internațional. Foarte frumos spus. Poate o să discutăm mai încolo în emisiune, să ne spuneți poate câți din studenții dumneavoastră au fost pe scena festivalului sau au trecut pe la vreun palat de copii, că e din Iași, că e din Vatra Dornei, din un club de copii. Vedeți că în sală deja vin participanții, ajung aici alături de noi, Dornici să află rezultatele, până atunci mai avem puțin de așteptat. Domnule Dobranici, spuneți-ne ce înseamnă cei 24 de ani de Cătălina pentru palat? Pentru Palat reprezintă un lucru foarte frumos, un lucru care se întâmplă, de aceea a fi director al festivalului nu a fost o opțiune, ci a trebuit să ducem mai departe acest festival, un festival important în viața comunității ieșene, un festival care și-a căpătat un loc al său aparte, chiar la nivelul țării. Ca organizare și în acest an, sau poate mai mult ca oricând în acest an, a cerut niște condiții mai speciale. Vremea ne-a pus probleme. A trebuit să mutăm locația în ultimele momente, a trebuit să facem față unui număr foarte mare de invitați. Poate e cazul să menționăm că avem 9 ansambluri străine, un număr de peste 300 de copii, plus 7-8, în total cu meșteșugurile ajungem la 10
reprezentanți ai unor zone folclorice din țară. Deci, un efort organizatoric mare. Mare. Într-adevăr, dumneavoastră când ați auzit prima dată de festival? Eram student la Universitatea de Arte George Enescu, cu care în prezent colaborăm. Deci, este un festival aflat la 24-a ediție. Un festival care a fost pornit și nu s-a renunțat la nicio ediție, indiferent care au fost condițiile. Fiind cumva un brand al Iașiului și sprijinit de Consiliul Județean, de Consiliul Local. Vedem pe scenă cine sunt. Ia spuneți dumneavoastră că trebuie să vă mândriți cu ei, nu? Păi ne mândrim cu ei. Este Orchestra de Muzică Populară Hora, conducător este domnul profesor Andrei Holban. Copiii sunt toți copii până în vârsta de, să spunem, 16 ani, deci pornind de la clasele A4, cel mai mic dintre ei violonistul, și până la clasa A11, A10. Foarte frumos, foarte frumos spus. Dumneavoastră, cântați la vreun instrument? Da, eu cânt și eu la clarinet, sigur că da. Și nu vă e dor de scenă? Alături de copiii mei nu mi-e dor de nimic. Ies copiii și... Hai, trebuie să promiteți că odată o să sigur, vă vedem și pe dumneavoastră sigur, pe scenă, da? Sigur, absolut sigur. Uite că au venit și... am să-i rog pe colegii din studio să ne ajute cu ilustrarea, cel puțin cu momentele de aseară, să-i vedem și pe cei din, să vedem și pe cei din Maramureș, să-i vedem și pe cei... Uite, știu că dumneavoastră vă sunt foarte dragi și văd acolo în spate, îi salutăm pe prietenii noștri, care toate aceste zile au venit la festival și vorbim de partea de meșteșuguri și au putut toți cei care nu sunt de meserie, dar vor să învețe despre tradițiile noastre și nu doar despre scenă, să afle mai multe despre asta. Ce părere aveți și cum se împletesc, să spunem așa, dansurile, soliștii vocali și instrumentiști cu meșteșugurile? Fără îndoială că sunt împreună. Orice eveniment muzical impune o vestimentație, impune un anumit tip de încălțăminte, deci o anumită prezență completă care vine din partea meșteșugurilor. Și aș vrea să menționez în mod deosebit cusături, ie, olărit, pictură pe sticlă, icoană pe sticlă, fel de fel de alte împletituri. M-a impresionat faptul că am văzut copii participanți cu vârste mai mici, copii cu vârste aparținând ciclului primar. Deci iată că interesul și autoritatea profesorilor, îndrumătorilor este bine primită în familiile acestor copii. Acești copii nu pot participa la astfel de activități dacă nu au susținerea părinților. Foarte frumos, foarte frumos spus. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cât de greu este în 2018 în România să organizezi un festival internațional cu 500 de participanți? Trebuie să recunoaștem că este greu, poate mai greu din ce în ce, pentru că presupunem, în primul rând, dacă ținem la reușita festivalului, la ținuta sa artistică, să cunoaștem formațiile, să luăm legătura cu acele formații, lucru pe care sperăm, juriul o să ne spună, doamna președinta a juriului ne va spune acest lucru. În acest an am încercat să aducem copii, într-adevăr, cu vârste din ce în ce mai mici, copii valoroși, formații foarte valoroase, de la palate ale copiilor sau din diverse alte școli, cum este cazul unei formații din Mexic, o să discutăm și despre dânsa. Este greu și din punctul de vedere al organizării cazării acestor copii. Ei trebuie să armonizați. Este greu și din punctul de vedere al asigurării unui transport facil pe durata festivalului și de ce să nu recunoaștem, vremea nu a ținut cu noi, dar sperăm că am reușit să trecem peste acest lucru. Am văzut comorile Izei, acum telespectatorii noștri văd Oltu. Vreau să vă completez și să spunem că suntem și într-un festival cum era, nu un suris în plină vară, ci un festival în plină vară, când trebuie să ai grijă și ce mănâncă și toate lucrurile. Dar vreau să vă întreb cum faceți selecția grupurilor din străinătate.
Pe baza unor vechi relații pe care colaboratorii noștri le-au, toți cei care au organizat și înainte festivalul acesta sau alte festivaluri din țară, cu domnii profesori, directori ai Palatelor Copiilor cu care am colaborat, este vorba de oameni care realizează și ei la rândul lor festivaluri de amploare. Punând cap la cap toate aceste informații, am reușit să aducem un festival formații valoroase, spunem noi. Cum e nivelul din acest an, spuneți-ne? Așteptam această întrebare. Tocmai a venit. Vreau să vă spun că este ediția cu nivelul cel mai bun. Confirmarea o veți avea la decernarea premiilor și trebuie în mod deosebit să remarc acuratețea costumelor, a elementelor coreografice, a repertoriului muzical ales. Pentru participanții din România, de asemenea, am remarcat reprezentativitate din toate zonele etnografice, din toate regiunile mari, de la nord la sud și de la est la vest. Este o reuniune folclorică deosebită. În același timp, remarc participarea formațiilor din afara României cu repertorii autentice și mai mult chiar repertorii ale copiilor. Foarte frumos spus. Ungaria era ceva mai devreme Ungaria, în emisie. Polonia. Și vreau să vă întreb un lucru. Vedeam la un alt festival bun și mare din zona noastră, e vorba de Mugurelul de la Dorohoi, am văzut la un moment dat din Cehia un fel de podul de piatră interpretat de copii. Sunt cântecele copilăriei care probabil în zona noastră, o zonă în care ne asemănăm poate mai mult decât ne închipuim, descriu copilăria care e aceeași peste tot, nu? E adevărat? Este adevărat. Constantin Brăiloiu, cel care a creat acest domeniu al studierii folclorului în lume, a creat catedră de etnomuzicologie la Sorbona, a studiat folclorul copiilor și are și o cercetare amplă, ritmica copiilor, pe mai multe continente, a constatat că ritmica lor este aceeași, vorbind de absolut orice alt popor. Deci, manifestarea din punct de vedere antropologic primară a copilului este aceeași. Aceeași. În emisia acum Folclor pentru copii polonezi și își dau seama și telespectatorii noștri despre ce vorbim. Mi-aduc aminte citind despre legenda zburătorului pe care o regăsim peste tot în Balcani și nu întâmplător. E probabil cel mai frumos lucru și aici am să vă întreb pe dumneavoastră de ce? De ce ar trebui să existe un astfel de festival concurs de folclor pentru copii și tineri? De ce avem nevoie de el? Răspundeți în ce ordine doriți. Sigur că da. Dacă îmi permiteți, în primul rând este o modalitate de stimulare a interesului pentru păstrarea tradiției. Apoi este o modalitate de stimulare a manifestării artistice, de management emoțional al copiilor. E performanță să urci pe scenă, să te sincronizezi, să te armonizezi cu cei din jurul tău. Este o modalitate de exprimare artistică colectivă. Este o formă de integrare socială, este o formă de a respecta niște reguli, iar aș vrea să mai punctez ceva, o foarte mare grijă a maestrilor coregrafi pentru educarea fizică a dansatorilor. Am văzut bucurie
ușurință. Asta înseamnă un antrenament din partea unor profesioniști. Deci nu o văd ca pe o cazină, ci pe un lucru absolut bucurie. Normal. A fost un regal. Până lăsăm și pe domnul director, mulțumesc pentru răspuns, până lăsăm și pe domnul director să răspundă, aș vrea să vă aduc un element așa de amănunt pe care l-am descoperit. La Sucevița au vrut să facă, a avut Călim Brăteanu de la Centrul Cultural Bucovina, de la Suceava, să facă o formație de dans pentru copii, la Sucevița. Și și-au dat seama că nu mai are cine să-i mai învețe. Și atunci, Nea Stelică, dacă se uită la noi, să-i dea Dumnezeu sănătate, a venit și a reînființat formația de dansuri mixtă bătrânească, astfel încât cei mici să aibă de la cine învăța și să ducă mai departe folclorul. O lecție foarte, foarte frumoasă. Deci avem nevoie de Cătălina, domnul director. Tocmai ați menționat, deci este o lecție foarte frumoasă, poate este chiar o lecție de viață, ca cei care știu să le transmită celor tineri, copiilor, tot ceea ce ține de tradiții, de datini, de obiceiuri. Mai mult, așa cum a subliniat și doamna președintă, le oferim ocazia să apară pe o scenă, să producă un fenomen artistic, să fie văzuți, să aibă posibilitatea să se exprime și în felul acesta, probabil că atingem unul din scopurile cele mai importante și anume scopul pe care ni l-am propus, scopul educativ al dansului, al coreografiei, al dansului în orice formă, și a muzicii în general. Vreau să vă spun, în momentul de față, trece lumea pe aici, vedem că suntem în direct, nu e o problemă. Acum, în direct, văd telespectatori imagini cu insieme, cu comunitatea italienilor din România. E și o posibilitate de a-ți redescoperi rădăcinile. Sigur. Să te bucuri că ești italian, că ești ucrainean, că vezi de unde ai pornit și poate te întorci la locul din care... Că nu degeaba te cheamă Dobranici, că poate te tragi și tu de undeva. Vreau să spunem că în momentul de față, și asta discutând ieri cu participanții, mi-au spus că cea mai mare bucurie pentru copii, indiferent de unde vin, e că și-au făcut prieteni, că au putut vedea folclor de peste tot, să-și dea seama fiecare cât de bogat e folclorul din zona lui, că dacă discutăm de România sau din celelalte țări. E important acest lucru. Dar vreau să vă întreb și aici, cu siguranță ne spuneți din experiență, cum se integrează în momentul de față un copil care a fost un an, doi, că a făcut clarinet, că a făcut dansuri, că, nu știu, a făcut orice, mai departe în viața studențească sau în cea de om matur? Vreau să vă spun că studierea artei, în general, disciplinează, armonizează, reglează, nu are numai efectul de loazir, are și efect terapeutic și efect social. Sunt copii care devin adulți, echilibrați, stenici, cu o ușurință în comunicare, mult mai disponibili, mai concesivi. Deci, plus că influențează foarte mult dezvoltarea intelectuală. Merg împreună artele și cu cunoașterea. Sunt studii nenumărate, atunci când un copil învață să cânte la orice instrument sau ascultă mai multă muzică, cât de mult îl stimulează și îl ajută. Poate la un moment dat, nu știu, acum că toți copiii sunt pe Wi-Fi, pe Facebook, pe astea, mai râd de el, că vai, tu ești la dansuri sau nu, dar ce se întâmplă cu adevărat? Spuneți-ne, domnul director. Cu adevărat primesc like-uri. În momentul în care ies pe scenă și arată ceea ce fac, și fac un lucru foarte bun, sunt urmăriți de colegii lor, sunt felicitați, sunt deschiși, sunt luminoși, sunt mult mai prietenoși, putem spune. Și mai ales trebuie să spunem, mai târziu vor fi admirați și invidiați la nunți, nu? Că o să se la descurce diferite evenimente, la diferite evenimente, da, diferite, da, da, evenimente. Trebuie să le spunem telespectatorilor că în câteva minute o să înceapă festivitatea de premiere. E un moment să transmiteți un mesaj fiecare de 30 de secunde celor care poate s-au implicat alături de dumneavoastră, de la universitate, de la Palatul Copiilor, văzuți și nevăzuți, e și cazul nostru. Noi avem șansa să ne vadă lumea, să ieșim în față. Dar sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care pun numărul atât în promovare și le mulțumesc colegilor noastre de la marketing, dar și colegilor de la tehnic și cameramani pentru a face văzute aceste lucruri nebănuite, cum e și ediția de astăzi, Regiunea în Obiectiv, o ediție altfel de festival.
Nu putem decât să mulțumim în primul rând suportului oferit de doamna președinta juriului, performanțelor acestui juriu și celorlalți colegi din juriu care au asigurat un concurs totodată, nu numai festival, foarte corect. Nu putem decât să mulțumim colaboratorilor noștri permanenți. Ați uitat, probabil, sau nu ați vrut să menționați, TVR-ul a fost aproape de festival încă de la înființare. Deci, mulțumim încă o dată pe această cale și celor care ne-au asigurat tot ceea ce înseamnă tehnică, tot ceea ce înseamnă transmisie, tot ceea ce înseamnă reportaje. Mulțumim, de ce nu, colegilor noștri care s-au implicat în festival, inspectoratului școlar care a fost alături de noi, fiind forul superior. Foarte frumos. Gândul dumneavoastră de 30 de secunde. Mulțumiri tuturor celor care duc tradiția mai departe, mulțumiri participanților și felicitări organizatorilor. Foarte frumos spus. Eu am să-i rog acum pe colegii din studio să dea în full view un off de acolo. Schimbăm invitații, revenim imediat în direct. Rămâneți alături de noi. Ce poate fi mai frumos decât să-i avem pe protagoniștii din Polonia aici alături de noi? Hello! 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 Keep the mic up! Hello! Ok! Hello! O să vedeți că vorbim și engleză și poloneză, pentru că asta este. What do you think about the festival? Ce pensați de festival? Yes, we at the first day we can thank you very much for your invitation for our festival. You have a big beautiful city with da, mulțumim că ne-ați invitat, e un oraș foarte frumos. With the lots of monuments, with the lot of best foarte places. Foarte multe monumente și locuri foarte yes, frumoase. You have a well organized festival. E un festival foarte bine organizat. For a lot of teams, so we are foarte multe grupuri care au venit aici. So we are appreciate for your invitation. Apreciem pentru invitația pentru festival. Super atmosphere and people. Atmosfera foarte frumoasă și oamenii foarte buni. Perché lavorate con questo gruppo di Poland? Perché? Io ho lavorato perché questo è il mio cuore, mio, la mia gruppo, vita. Gruppo, di Polonia è viața mea passione. Și inima mea și pasiunea. Sì. Tutta la mia vita è il folclore. Toată viața mea este pe acest grup de folclore. Perché è importante di facere questo folklore di Poland conosciuto nell'Europa e forse anche nel mondo. E c'è importanza promuoviamo questo folklore polonese. Sì, sì, è molto importante che uomini, bambini ballano, cantano. Il folklore polacco è questo molto importante. Polonese. In quest'anno in Polonia c'è un stolat. Acesta în Polonia e 100 years independence. Anche noi, yes, sì. Yes, e ca la noi, e un centenar foarte frumos și important. Ci siamo fratelli, sì, anche una volta, ca între frați, așa, sărbătorim centenarul împreună.
è molto importante per i bambini conoscano tradizioni, la nonna. Foarte important pentru copii să cunoască tradițiile mamelor și bunicilor lor, astfel încât să ducă mai departe. Che cosa pensate del folklore dell'altri? Momentele celorlalți, cum li s-au părut? Tutti i gruppi sono tanto profesionali, i coreografie sono, i balli sono perfetti. Toate au niște grupuri foarte frumoase, dansurile au fost perfecte, pașii au fost nemaipomeniți. Io ho preferito questo gruppo. I-am preferat pe cei pe care îi vedem pe scenă. Sunt cei de la Cătălina, de la Palatul Copiilor din Iași. Sunt foarte buni. Sono preziosi. Și toți sunt prețioși și buni, în adevăr. Adevăratul sens al cuvântului. That means you have the anniversary this year, you have to invite us to Poland. Yeah. Să ne invite la centenar, să vedem și noi cum e centenarul acolo în Polonia. E în regulă. One more question. What do you think, looking on the stage, that's the thing that will unite the children? Că la cosa che unisce. Care e lucru care, uitându-se pe scenă în două zile de festival, unește copiii? Io penso che l'amore per folklore, per la musica, dragostea pentru folclor și pentru muzică. Noi siamo insieme, tutti insieme. Questo è molto importante. Suntem toți împreună și e important. Sì. Da. Okay. Grazie. Grazie a te. Dziękuję. Dziękuję. Grazie. Scuza pe mio italian. Dragi prieteni, ne reorganizăm aici. Uite, o invităm pe Ivan alături de noi, pentru că, într-adevăr, avem invitați din mai multe zone și trebuie să vă spunem că sunt 7 țări în acest an, pe lângă România, în cadrul festivalului. Și suntem pregătiți să mai aflăm acum amănunte la cald. Hello, Ivana. Hello. What's the purpose of your group? De ce a fost fondat grupul lor? Muntenegru, da? Yes, we're from Montenegro, Berna. Our purpose is to present our traditional games and our traditional să prezentăm jocurile noastre și cultura noastră, costumele noastre foarte frumoase. Because I think it's our obligation not to leave tradition behind. Nu trebuie să lăsăm tradițiile deoparte. And to let everyone know what are we and what we do. Și trebuie lumea să știe cine suntem, ce facem, de unde venim, este obligația noastră. But our main goal is to meet different cultures and different from different countries and groups, and we're very pleased to be here because there are a lot of different groups. Am văzut grupurile celelalte, am văzut cum ce au prezentat și suntem foarte bucuroși să fim astăzi aici în festival. It is our first time to be here in Iași, Romania. Am fost prima dată în Iași, în România, pentru prima dată. And we are so thrilled with people how kind and polite are them. Și ne-a plăcut că oamenii sunt politicoși și cât de primitori sunt. And with our organization. Și pentru organizatori o notă foarte bună. What do you think about the others? Are the things that you find in your folklore, in your children games that you see on the others exhibition, let's say? Dacă sunt lucruri care se regăsesc și în celelalte tradiții. I think the groups here are very different than ours because their music is more dynamic, their moves are. Sunt lucruri diferite pentru că au muzică mai dinamică, mai especially Mexico. Și mai ales Mexico. Mexico nu e astăzi alături de noi în gală, dar a fost un lucru foarte bun. Our dance is kind of elegant, calm. We have different clothing. Avem alte haine, dansurile noastre sunt mai calme, mai elegante. E un lucru care ne diferențează. It's a difference. But the difference is it's what not a separation. Here. Yeah, it's a difference. Yes, da, este o diferență difference. Și nu ne separă, ci le face lucrurile într-adevăr mai frumoase. Yes. Yesterday you're not dancing. I wasn't. I'm just assistant of our choreographer. But nu dansează, e asistenta coreografului. Yes, maybe today. Today I won't be dancing, but I n-o will be danseze, watching. O să se uite. The gala would be transmitted on Facebook, so you may share it. Live. Yes, yeah, da. Gala right. Noastră va fi transmisă ca de obicei și pe Facebook. Puteți să distribuiți, arătați acolo tot ce trebuie să. So the people in our country can watch. Yes, what can are we watch doing and here? Will be on the internet as well. Okay. Și va fi urmărită. Well, good luck. Thank you. Thank you. It's our pleasure. Okay. Și, dragi prieteni, Daria,
Trebuie să le spunem telespectatorilor că în acest an avem o, ca de fiecare dată, o premieră și din copiii pe care, după cum știți, TVR Iași a crescut de-a lungul timpului, mai avem o domnișoară care a venit alături de noi, Daria, bună găsit! Bună seara și bine v-am regăsit! De fapt, bună ziua, nu bună seara! Bună ziua! Spune, ce înseamnă Palatul Copiilor Iași pentru tine? Palatul Copiilor înseamnă pentru mine o a doua casă. Acolo am copilărit. Acolo de mică am mers la doamna profesor Anca Petroaiei. Am încercat fiecare activitate, fiecare cerc, dar până la urmă am rămas la doamna profesor. Pentru că muzica înseamnă totul pentru mine. Aici mă regăsesc când sunt tristă sau, nu știu, mai am o zi proastă, mai pun o piesă, mai cânt și îmi revin imediat. Deci, totul pentru mine. De la Sanremo Junior, Mamaia Copiilor în România și premii în toată țara noastră, dar și peste hotare, trebuie să spunem că Daria a revenit la dragostea ei. De câți ani, să zicem, activezi la Palatul Copiilor din Iași? Aproape împlinesc 11 ani de când merg la Palatul Copiilor. Foarte frumos. E o dedicație și pentru tine, prezența din această seară și pentru Anca Petroaie și trebuie să spunem că a intrat atât de frumos în echipa TVR Iași. Eu vreau să invit pe telespectatori, bineînțeles după știrile care vor fi astăzi de la ora 17:30, să vadă în direct gala laureaților, care nu e doar podiumul Festivalului Cătălina 2018, ci e un spectacol de televiziune. Veți vedea majoritatea țărilor care sunt aici, cele mai bune ansambluri, cei mai buni soliști vor fi premiați, iar până la gala noastră e bine să ne aducem aminte, dragi prieteni, de trofeul pentru români de anul trecut. E vorba despre ansamblul Bahluiețu din Iarbiceni. Vedeți acum un scurt fragment. Noi ne luăm la revedere și ne vedem în direct la gala Cătălina 2018. Vă salut!